Bine ați revenit la 5 minute despre. După cum probabil ați observat, în cadrul acestui playlist am început o miniserie cu titlul Lumea Cuantică, acesta fiind al 8-lea episod din această miniserie. Până acum v-am vorbit despre ciudățeniile lumii cuantice, dar a sosit timpul să vorbim, și spun vorbim pentru că aștept cu nerăbdare comentariile voastre, despre conținutul lumii cuantice, despre ce găsim în această lume cuantică, din ce este ea alcătuită. V-am vorbit despre particule și despre unde care se manifestă ca particule atunci când interacționăm cu ele, așa că răspunsul simplu la întrebarea din ce este alcătuită lumea cuantică este din particule. Și azi vă voi face cunoștință cu aceste particule. Răspunsul complet, atât cât este el de complet la ora actuală, este un pic mai complicat. Și vă voi explica în videoclipul următor, care este dedicat teoriei cuantice a câmpurilor, de ce. Dar azi vă voi vorbi despre particulele care stau la baza a ceea ce numim realitate fizică, despre așa numitele particule elementare. Oamenii s-au întrebat încă din antichitate dacă substanța poate fi divizată la infinit. Cei din antichitate, observând fenomene ca evaporarea lichidelor, răspândirea mirosurilor, dizolvarea solidelor în lichide, amestecarea lichidelor și altele, au ajuns la concluzia că substanța este alcătuită din particule foarte mici, pe care Democrit, cu vreo 400 de ani înainte de Hristos, le-a numit atomi, adică indivizibile, care nu mai pot fi tăiate, nu mai pot fi descompuse în particule mai mici. Azi știm că substanțele sunt într-adevăr alcătuite din atomi, dar acești atomi se pot lega între ei 2, 3, 5, 10, sute, mii pentru a forma molecule și mai știm că atomii au o structură internă, deci nu sunt indivizibile, așa că ei, deși fac parte din lumea cuantică, nu sunt particule elementare. Pentru că prin particule elementare înțelegem particule care nu sunt alcătuite din alte particule sau cel puțin nu știm încă acest lucru. De fapt, nu putem fi siguri că particulele pe care le numim azi elementare nu sunt alcătuite din alte particule, dar nu avem mijloacele tehnice necesare pentru a verifica acest lucru. Ar fi nevoie de acceleratoare de particule mult mai puternice decât LHC, Large Hadron Collider de la Geneva, cel mai puternic accelerator de particule din lume, pentru a afla răspunsul la această întrebare. Așa că nu știm dacă ceea ce numim particule elementare se referă într-adevăr la ultimele cărămizi ale realității fizice, la particulele care stau la baza realității sau nu. Dar important este faptul că putem descrie în linii mari realitatea fizică, adică substanța și interacțiunile dintre particule și corpuri, cu ajutorul unui set de particule elementare care au fost organizate după anumite criterii în ceea ce se numește modelul standard pe care îl vedeți aici sub forma unui tabel. Quarkurile și leptonii formează împreună particulele pe care le numim fermioni, particulele care stau la baza substanței. Iar bozonii, particulele din dreapta, sunt purtătorii interacțiunilor, sunt cei care mediază forțele. Avem deci două categorii mari de particule elementare, fermionii și bozonii, iar fermionii sunt grupați la rândul lor în quarkuri și leptoni. Probabil acum vă gândiți, ia să vedem câte particule elementare există, dar răspunsul la această întrebare e un pic mai complicat. Putem spune, de pildă, că sunt 17 cele pe care le vedem în acest tabel, dar leptonii, quarkurile și bozonul W au antiparticule. Am vorbit despre antiparticule și antimaterie în miniseria Antimateria, găsiți linkurile în descriere. Dacă numărăm și antiparticulele, atunci avem în total 30 de particule elementare, așa cum vedeți în acest tabel. Dar unii consideră că bozonii nu sunt particule elementare, deoarece ei nu sunt cărămizii de ceea ce numim substanță, ci așa cum am mai spus, ei mediază interacțiunile, forțele. De fapt, mediază trei dintre cele patru interacțiuni fundamentale pe care le cunoaștem.
Fotonul este purtătorul interacțiunilor electromagnetice. Bozonii W, W și Z mediază interacțiunea nucleară slabă, iar gluonii sunt mediatorii pentru interacțiunea nucleară tare. După cum vedeți, nu avem nimic în acest tabel care să aibă legătură cu gravitația, și aceasta este una dintre marile probleme ale fizicii moderne. Voi vorbi despre asta în alt material. O altă problemă în ceea ce privește numărul particulelor elementare este aceea că, de fapt, există 8 tipuri diferite de gluoni. Dacă îi numărăm pe fiecare separat, avem alt număr total. Așa că nu e ușor de răspuns la întrebarea câte particule elementare există, și nici măcar cei care sunt specialiști în mecanică cuantică nu au un răspuns unanim la această întrebare. Răspunsurile pot varia de la 17 la 61, ultimul caz fiind acela în care numărăm și particulele cu viață foarte scurtă, așa numitele rezonanțe, care apar în unele reacții elementare. Și dacă am ajuns la timpul mediu de viață, atunci trebuie să vă spun că aproape toate particulele elementare sunt instabile. Adică după un timp mai lung sau mai scurt, se dezintegrează, se transformă în alte particule. Sunt stabile doar electronul și antiparticula lui, pozitronul, apoi cel mai ușor dintre neutrini și antiparticula lui, așa numiții neutrini electron, și fotonul, care este propria lui antiparticulă. De ce nu sunt stabile cele mai multe particule elementare și de ce există totuși câteva care sunt stabile? Este o întrebare la care vă voi da răspunsul, cel dat de specialiști, evident, în episodul următor. Mai vreau să spun un lucru interesant. Dacă ne interesează doar substanțele pe care le vedem în jurul nostru, adică în așa numitele condiții normale, atunci putem să explicăm aproape tot ce vedem cu ajutorul a numai 4 particule elementare. Quarkul, gluonul, electronul și fotonul. Quarkurile s-au legat între ele în primele clipe ale Big Bang-ului prin gluoni pentru a forma particule mai grele numite barioni, dintre care cele mai importante, cele care ne interesează pe noi în legătură cu ceea ce vedem în jurul nostru, sunt protonul și neutronul. Iar protonii și neutronii s-au legat în stele, în nuclee. După explozia prin care moare o stea, electronii se leagă de nuclee prin forțe electromagnetice, deci cu ajutorul fotonilor, formând atomii pe care îi știm din tabelul lui Mendeleev. Atom care apoi se împrăștie în tot spațiul și formează mai târziu alte stele și planete. Tot ceea ce vedeți în jur este format din acești atomi și din ionii și moleculele pe care aceștia le formează. Vor mai fi 2 episoade din această miniserie despre lumea cuantică. În următorul voi vorbi despre teoria cuantică a câmpurilor, iar în ultimul vom trage niște concluzii despre ceea ce ne învață, ce ne arată mecanica cuantică despre realitatea fizică. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!